Epistola către Romani, capitolul 2, pagina 1095, în versiunea Dumitru Colonescu a Bibliei, pe care o aveți toți. Începem de la versetul 1, ca să înțelegem contextul mai ușor. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, că și prin faptul că judeci pe altul te o sunteți singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce se vârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce se vârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau o disprețuiești tu bogățiile bunătății în dăgăduinței și în delungii lui răbdări? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necas și strâmbtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege, pentru că nu cei ce aud legea sunt neprigăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprigăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își au singuri lege. Își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin, vă puteți reașeza! Am ajuns în cadrul studiului Știu ce cred, la lecția numărul 31. Suntem la Îndelunga răbdare. Da, știți foarte bine care este roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Am ajuns la Îndelunga răbdare. Și când vorbim despre răbdare, trebuie să recunoaștem că fiecare om, fiecare creștin mai are puțin de adăugat la răbdarea pe care o are. Adică nu-i perfect în răbdarea pe care o are. Dacă ne referim terminologic, o să observăm că cuvântul răbdare sau termenul de răbdare apare în Biblie de 47 de ori. Pentru prima dată apare în numere 21 cu 4, unde Biblia zice că poporul evreu a trebuit să meargă înspre Canaan și să ocolească țara Edomului și s-a întâmplat ceva nu și-au pierdut conturile, nici uh, airbag-urile la mașini, nu și-au pierdut telefoanele, nu și-au pierdut nici măcar semințele, că nu puteau să le utilizeze în deșert. Biblia zice, și-a pierdut poporul răbdarea. În momentul în care zici, hai că nu mai am chef, nu mă interesează, dispar. Nu sunt pentru asta, nu mă interesează lucrul ăsta, nu e pentru mine, e pentru alții. Ultima dată, interesant e că apare în Apocalipsa 14 cu 12, cel mai profund nivel de răbdare, și anume Biblia zice, aceasta este răbdarea sfinților. Dacă ne referim la stadiile răbdării, putem spune că există răbdarea, apoi există îndelungă răbdare și când se termină îndelunga răbdare, n-ai nicio problemă mai ai un nivel, poți urca la răbdarea sfinților care nu se mai termină. Da? Deci n cum să se termine pentru că este a sfinților, nu e a oamenilor obișnuiți. Este foarte important mai întâi să vorbim despre pilonii răbdării. Uitați-vă ce spune Scriptura și anume că Roman 15 cu 4 și tot, ce, și, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea, uitați-vă, pentru ca prin răbdarea și mângăierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Rețineți faptul că noi nu putem să avem răbdare din propriul nostru cod etic. Răbdarea este imposibil de a fi administrată prin faptul că noi ne setăm mintea. Hai că o să fiu mai răbdător, hai că o să fiu mai liniștit, hai că nu reacționezi de data asta. Nu, dacă tu nu citești Biblia, n-ai răbdare. Dacă tu nu citești cuvântul lui Dumnezeu, răbdarea pentru tine este utopică, este o iluzie, nu o să ajungi niciodată la ea. De aceea oamenii care nu citesc Biblia sunt foarte nerădători. La predici bat din picior, pe câți vă identific, foarte repede, dar se ne liniștesc, nu le place Cuvântul lui Dumnezeu, încep să șușotească între ei. De ce? Nu le place Biblia până la urmă, da? Nu le plac scripturile. Pentru ei, Biblia este o carte așa bătrânească de asta, care te face să fii rutinal, să nu te atingă nimic, să nu te influențeze nimic în sens pozitiv. Nimic pentru persoanele acestea nu mai este relevant. De ce? Nu le place Biblia. Să vă pun să ridicați mâna sus, câți dintre voi ați citit Biblia cel puțin o dată? Hai, te rog să nu-i filmezi. Ridicați mâna sus, câți dintre voi ați citit Biblia din cap în coadă o dată? Hai, vă rog. Bă, dar voi sunteți păcăiți, mă, nu joacă. Cine a citit o citit de două ori? Hai. Ok. Cam cad mâinile. De trei ori? De patru ori? Periculos. Prin Harul Domnului până la clasa a patra am citit Biblia odată. Da? Deci cum știam să citesc în vremea până la clasa a patra, am citit Biblia odată. Acum, de câte ori am citit Biblia, până acum nu vă spun că nu vreau să credeți că mă îndresc, da? Că niciunul de nu e subiectul mesajului. Țineți minte că nu mai ai răbdare să știi că nu prea citim Biblie. Când răbdarea pentru tine este o problemă, nu-ți funcționează bine în viață lucrurile și nu mai ai răbdare, înseamnă că trebuie să-ți aprindă senzorul. Citește Biblia, puneți alarme pe telefon, vezi că n-ai citit Biblia, întoarce-te la Biblie, da? Biblia zice, tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, nu-i doar istorie, nu-i doar să pierdem timpul, da? Ce s-a întâmplat în Vechiul Testament este pentru învățătura noastră. De ce? Dacă ne uităm în Biblie, în Vechiul Testament și nu repetăm greșelile lor, atunci vom fi mai răbdători. Atunci când trecem prin situații dificile o să avem mângăiere. Biblia, primul pilon care generează răbdare, este Scriptura. Al doilea pilon este suferința. Dacă scriptura nu este obligatorie și nu o citești sigur, de suferință nu scapi. Deci există cu siguranță suferință dacă vrei să ajungi să ai răbdare. Ascultați ce spune Biblia. Citeți Roman 5 cu 3 și 4, Sfântul Pavel zice, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejde. 2 Corinteni 6 cu 4, ci în toate privințele, acela Sfântul Apostol Pavel zice, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin, așa din când în când mai avem răbdare, nu, prin multă răbdare, da, în necazuri, în nevoi, în În momentul în care vine cazul peste viața ta, să știi că Dumnezeu are un plan. Nu se întâmplă nimic așa aleatoriu, hazardos. Viața ta e programată să fie capacitată cu răbdare. Când vine asupra vieții tale o nevoie și nu poți nici cum să-ți o administrezi, să-ți o satisfaci, să rezolvi problema aia nevoii tale, să știi că de fapt Dumnezeu vrea să lucreze în inima ta, în caracterul tău, în sufletul tău, răbdare. Când vine o stâmtorare și te uiți în jur și zici, Doamne, de ce nu mai scap niciodată. Și când vrei să pui mâna pe clanța de la ușa din dreapta, și e blocată. Și când vrei să pui mâna pe clanța din față, și aia e blocată. Și când vrei să deschizi ușa din stânga, și asta e blocată. Și când te uiți în spate și apui mâna pe clanța din spate, și asta e blocată. Și sus mai e un velux. Și ăla e blocat. Ce faci? Ești în stâmtorare. Pentru că al treilea pilon prin care Dumnezeu lucrează de răbdare în viața ta și în viața mea, este topul vieții. Când vrei, nu vrei, s-a blocat tot. Când totul s-a închis. Când semnalul nu mai funcționează, când prietenii de altă dată nu mai au nici o prioritate pentru problemele tale, când totul s-a blocat. Ascultați ce spune Biblia. 2 Petru 1 cu 6. Să ne dăm toate silințele, care să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea. Există momente de la care trebuie să pui frână, da? Când trebuie să frânezi, atunci se creează răbdarea. Nu s-a întâmplat niciodată că trebuie să treci și se face roșu din toată? Se face galben. Pe roșu treceți la semafor Ce ziceți? <laughs> nu păcătuiți în biserică acum, da? <laughs> La semafor pe roșu se pune frână, corect? Da? Ei, când ești foarte stresat și trebuie să ajungi și trebuie să pui frână, dar când e un proiect al vieții tale și din toată ai zis, Doamne, așa o să se întâmple, așa o să se întâmple, așa o să se întâmple, și din toată vine un semafor cu roșu. Și semaforul ă ține un minut. Și ține două minute. Și mă, ce primar e ăsta? Oricum, acum ai ieșit, n -ai ce să mai faci, da? domnul să-i binecuvânteze pe toți care au ieșit. Au zis ceva, amin? <laughs> N-ați avut ce face, trebuie să ziceți, da? V-am obligat. Biblia zice, rugați-vă pentru autorități, da? Pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. De ce? Ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia, cu toată cinstea și ca să fie pace în țara asta. Vreți România să fie în pace? Nu vreți? Vreți România să fie în pace? Ziceți mai tare ca ploaia, vă rog, ca să vă aud, da? Amin, slăvi să fie numele Domnului. Foarte important. Când ți se oprește la semaforul vieții viața și când dintr-o dată zice Domnul stop, știi că în momentul ăla se încarcă bateria răbdării? Dacă te enervezi, o să stai mai mult. O să mai vin un semafor. Dacă te impancetezi și zici, Doamne, de ce? De ce mi s-a întâmplat asta? Mai prins un roșu, Asta e, multe mașini în fața ta, ce să se fac. Dar n-ai știut să pui frâna. N-ai știut în timp ce, știți, ca, ca și mașinile la care sunt uh, duale, da? Ci că se încarcă atunci când pui frâna. Exact așa și aici, da? În momentul în care ai o frână în viața ta, Dumnezeu te încarcă. Bateriile tale spirituale se încarcă cu răbdare. Și tu zici, Doamne, de ce? Cum? Iară? Din nou? Ce se întâmplă în viața mea? ce cu mine? Domnul zice, n-ai priceput nimic? Eu ți-am aruncat un stop care a fost prea prins cu problemele tale și am vrut să-ți arăt că trebuie să se încarcă bateriile. Uite, un necaz. Argument pentru bateria răbdării. Uite, o nevoie. Zici, Doamne, am nevoie asta, nu intervii. Domnul zice încă nu. Mai stai un pic. Există un stop din două dimensiuni. <coughs> Mai întâi e stopul frânării, când vezi ceva care ai interzis și Duhul Sfânt îți zice, vezi că asta n-ai voie să faci. Și tu vrei neapărat din perspectiva firii tale pământești și Duhul Sfânt zice, nu. Atunci se testează răbdarea ta. De cine asculți? Te oprești? A doua dimensiune a stopului este când efectiv Dumnezeu zice, uite, ușa asta nu s o deschid, orice face. Pentru că nu e momentul potrivit. Nu-i păcătos, nu trebuie să te înfrânezi de la asta, e ceva normal, natural, e biblic, dar uite, nu-i vremea. Stop. Stop. Și zici, Doamne, când o să vină vremea? O să vină adevărat vremea mea? Și Domnul zice, da, dar mai așteaptă și bateriile se încarcă, dacă știi cum să reacționezi. Dacă nu, repeți examenul, există revalori re dacă nu știați și restanțe. Iar că cu 3 spune ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Să nu stă degeaba? Credința când e încercată are un proces al lucrării. Lucrează ce lucrează? Nervi. Doamne, mă enervează. Cum? Iară mă încerci. Tot numai la mine, la casa mea, numai cu mine, cu mine ai probleme. Nu vezi cu grămadă își văd de treburile lor, lumea asta păcătoasă și eu din groapă în groapă. Domnul zice, la ei nu mă așez în procesul de construire a răbdării. Pilonii răbdării nici măcar nu există pentru ei. Ei nu mă cunosc pe mine, tu mă cunoști. Uite că am lăsat încercarea credinței tale pentru că vreau neapărat să-ți construiesc răbdare. Și dacă nu știi să reacționezi corect, atâta treci prin examenul la până la ei. Și poți să ajungi la 20 de ani să dai același examen de clasa 1. Și zici, Doamne, de 20 de ani, de 10 ani, de 5 ani, tot dau un examen. Păi normal că nu l-ai luat. Că n-ai cum să ajungi în rai fără examenele luate. Nu uitați, există trei piloni ai Dacă nu citești Biblia, o să vină suferința. Știți că sunt oameni care din Biblie și din Scriptură au evitat o grămadă de încercări din viață? Știți că Biblia l-a zis, de exemplu, la băieți, nu te încurca cu o fată din lume, da? Nu umbla. Vorbesc de cei botezați în mod special. Nu umbla cu o fată din lume. Dar el nu a vrut. El a avut idei în cap că el poate face ce vrea. Stați liniștiți că nu vine răpirea încă. Da? E ok, nu vă speriați. O venit cam târziu, deja se poate să și -o oprit. <laughs> e regulă. Da? Și dintr-o dată, el a vrut să intre pe interzis, neapărat. O zis, eu intru pe interzis, Doamne și au ajuns să dea cu capul într-un uh, semn de la aici, nu se trece. Și când o dat cu capul pe aici, nu se trece, dintr-o dată s -o și au zis, Doamne, de ce? Și Domnul zis, pentru că n-ai citit Biblia. Păi ți-am spus în Biblie că nu este potrivit ca un credincios să se împrietenească cu o necredincioasă. N-ai învățat lecția din Scriptură? dar cu capul, nicio problemă. Și uite așa, n-ai învățat din Scriptură? Vezi pe pielea ta, ce faci, Iona? Păi eu vreau să fac ce vreau. Ok. Vezi că există pești. Și peștii mei te În Închisoarea e zero față de ce fac eu cu tine. Apropo de strâmbtorări. Și Iona n-ascultă cuvântul Domnului să meargă la nimeni să predice. Are ifoze și zice, Doamne, reputația mea, banii mei, ideile mele, eu vreau să fiu văzut ca un proroc bun. Domnul zice, da? Nicio problemă. O să mergi oricum mergi cu corabia, o să se teamă toți că muriți, o să fii aruncat peste bord și dacă nu te-ai rugat dimineața normal cum trebuia să te rogi, acum o să te rogi în pește. Ma că acum nu o să ai mic dejun. Dacă vrei o meduză, e gratis. Gongi, ce vrei tu? Dar nu de la care se pot frige. Vrei apă specială? N-ai fost mulțumit de apă pe care ai avut-o? Lasă că-ți dau. Asta e viața, dragii mei. Este niște pilon. Dacă nu învățăm din Scriptură și dacă nu suntem foarte riguroși cu noi din perspectivă scripturală, vine, vine suferința peste noi. Nu toate suferințele sunt pentru că noi n-am învățat Scriptura, să ne înțelegem, dar sunt unele dintre ele pe care le putem evita prin modul în care trăim curat. Există suferințe emoționale, există suferințe în care n-ai nicio boală, te ești terminat, ești distrus, nimic nu -ți merge, ești strâmtorat din toate părțile, Asta e o suferință. Și cu atât e mai intensă pentru că nimeni nu știe că tu treci prin ea. Cine să știe că tu ai o problemă? Că nu se vede. N-ai nicio problemă nici la degete, nici la frunte, nici la urechi. Tot e ok, dar tu ești în suferință. Domnul construiește în tine răbdare. se așează un stop și zici, Doamne, nu pricep asta. Nu, chiar n-are nicio logică. De ce mi s-a întâmplat asta mie? Și Domnul zice, pentru că vreau să construiesc în tine răbdare. Uitați-vă ce zice Biblia. Înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, evlavia. Răbdarea niciodată nu e singură. Are niște prieteni, are niște parteneri. O să citim în viteză. Romanul 8 cu 25 spune pe când, dacă ne dăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Vă place să așteptați? Știți, există o poezie care zice în așteptare, secundele devin ore, orele devin ani, anii devin în lumină. Doamne, cât aștept? Să mai aștept? Dar nu vezi că eu vreau să fac asta. De ce trebuie să aștept? Domnul zice, fii atent, ca să-ți construiesc adevărata optică despre speranță, ca să înțelegi că nu ce se vede este realitatea, te pun să aștepți. Uitați-vă, Roman 15 cu 5 spune Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unei de alții după pilda lui Hristos Iisus. Doi Corinteni 6 cu 6 prin curăție. Uitați care sunt partenerii răbdării. Curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin dragoste neprefăcută. Tu nu poți să spui mie că ai răbdare dacă nu ai înțelepciune. Dacă nu ai curăție la nivel special, personal. Curăția e partenera, e prietena răbdării și a îndelungii răbdării. Altfel este doar un sistem etic de disciplinare, să ai bunătate. Să știi cum Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine. Uitați-vă, Sfântul Apostol Pavel spune 2 Corinteni 12 cu 12 Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne puteri minuni care au fost făcute între voi. Lucrările care s-au realizat în voi, spune Sfântul Apostol Pavel, au avut drept scop să vă construiască în voi răbdare, să pricepeți că planul lui Dumnezeu e un plan perfect și că prin ce treceți voi, ajungeți să traversați momentele alea, să aduceți asupra voastră și să adunați asupra voastră o răbdare perfectă, toată răbdarea, nu o parte din ea. Uitați-vă, partenerii răbdării, care ten 5 cu 22, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea. Dacă nu le ai pe toate, nu poți avea numai una, să sunt împreună. Colaborează. Efesem patru cu toi, cu toată zmerenia și blândețea, cu de răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Păi dacă nu o să ai niciodată o situație conflictuală, pe cine să îngădui? Și uite așa se întâmplă să ți se deruleze în viața ta lucruri nefavorabile și atunci Domnul zice, uite, acum construiesc în tine răbdarea. Și când ai terminat răbdarea, treci la îndelungă răbdare. Dar nu mai suport, domnule, pe asta. Nu mai place de asta. Nu, nu convine, domnule. Totdeauna am ghiuveta mea pline de uh, vase și totdeauna e de la colega mea care e departament. Îngădu eu. De ce se enervezi? Ia dă jetul, pune niște cif, nu fac reclamă la nimeni, spală. Ce, mori? Scrapă degetele? Nu mă bine te obișnuiești pe când te însori, te măriți. O să zice cineva, amin. Da, răbdare, prietene. Dacă, dacă îți dai în cap pentru farfurie, îți pare foarte rău. Nu merge nimic. Uitați-vă, Coloseni 1 cu 11. Întăriți-vă cu toată puterea și întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria Slavei lui, pentru orice răbdare și în îndelungă răbdare, cu nervoși. Sunt oameni care au răbdare. Aha, mai te răbd și pe secunde. Nervoși, domnule. Îl mai răd un pic pe asta. Da? Mai am un pic și gata, mi-am pronit timerul. De nu se oprește acum, l-am terminat. Da, asta nu e răbdare, asta e sforțare. Asta numește cum vrei. Când rabzi, ai bucurie. Bucurie. Le-am pus la elevi azi un documentar. De fiecare dată când îl pun, rămân în lacrimi. Deci ar vumbranda, brand. 14 ani după gradii. 14 ani după gradii. A ajuns la un moment în care a fost dus în carceră de câțiva ani era acolo și și-a dat seama că după zid există un bărbat și a început să bată. Și prin codul morse i-a transmis un mesaj. Chiar dacă sunt după gratii, nu știu cine e, nu te-am văzut la față, dar vreau să spun ceva. Domnul Iisus Hristos care mi-a scambat mie viața și m-a făcut pastor, te iubește și pe tine. Asta dă da răbdare. Să ai curajul când nimic nu-ți merge când tot în doaselea, noi ne șifonăm pentru o vorbă, noi ne șifonăm pentru un cuvânt, noi ne șifonăm pentru un șervețel, noi ne șifonăm pentru un mesaj care nu-i perfect formulat când lot de miercuri o zis că e joi sau vineri și rapid ne șifonăm. Prin codul mor să-i mesajul. Știți că a fost bătut bine și apoi a fost aruncat în camera unde erau cei care erau pe moarte. Și în timp ce era pe moarte, în loc să fie interesat să mai ia un pic de mâncare, să-și revină, să-și revitalizeze viața cu niște picături de apă pe buze, s-a dus la unul care era mult mai bolnav și a dus de mâncare. I-a dat din mâncarea lui, i-a dat din apa lui. Așa cum era. Și s-a uitat la el și a zis, tu semnei foarte bine cu un om care mi-a bătut prin codul și prin zid. Și-aș vrea să-l întâlnesc pe fratele meu. Richard a zis, să știi că eu sunt au acolo pe targă. Și au zis, cu adevărat să merită să fie în închisoare. Să fie un închisoare pentru ca să se fie salvat un om. Un om care niciodată n-ar fi ajuns la Evanghelie. De ce sunt stâmturări în viețile noastre? Am ajuns la concluzia și întotdeauna când sunt prins, încorsetat într-o situație, dau un exemplu foarte copilăresc. Spre exemplu, parchez mașina și din toată cineva mă blochează. Ce ar trebui să mă enervez, nu? Bă, tu nu vezi? tu nu vezi că eu sunt ocupat. Tu nu vezi că mi-am pus cu avară imagina. Tu nu vezi că eu trebuie să ajung nu știu unde. Și am învățat o lecție. De fiecare dată când mă blochează în frumos nostru oraș Cluj, n ca cineva, înseamnă că Dumnezeu vrea să dau un telefon. Înseamnă că trebuie să-mi citesc mesajele, că am văzut 200 că n-am putut să le citesc. Da? Înseamnă că trebuie să-i răspund cuiva. Și așa că pun mașina pe frână. Îmi iau avariile. Nu clasonez. Îmi blochez ușile să nu mă deranjeze nimeni. Și mi iau telefonul. Să știți că întotdeauna când am dat un telefon într-un moment ca ăsta, telefonul ăla era vital. De telefonul avea nevoie o bătrânică pe care nu o sunase nimeni de câțiva ani. De telefonul avea nevoie un băiat, o fată. Ce faci când ești încorsetat? Ce faci când atunci toate lucrurile ți se închid, te enervezi? Asta prima reacție, omenească, e natural să te enervezi. Bă, dar tu nu vezi că un parcat regulamentar, de ce mai blocat? Ești tentat să mergi, să iei telefonul, să-i formulezi, să-l suni, să-l suni, să-l suni, să-l suni. De ce îți pierzi timpul? Folosești timpul cu folos. Trimite un mesaj de încurajare. Zi un cuvânt de bine. Dacă o să mergi să-l sun pe ăla, o să-i enervezi Și vorba lui, nu o să-l binecuvinteze. Da? O să ai alte atitudine. Iar nu intrat un, într-un loc periculos unde te expui. Domnul vrea să creezi răbdare în tine. Pe cum să creezi răbdare dacă nu-ți dă contexte prin care să ajungi la epuizare din perspectivă omenească și să ajungi până la momentul în care zici nu mai pot. Ei, că nu mai poți, atâta mai poți. Să nu cumva să dea Dumnezeu cât poți. Nu știți voi cât poate rezista un om. Nu te lăsa dus de val, de idei, de reacții, nu. Ascultă ce spune cuvântul Domnului mai departe. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, tu nu uita cine ești. Când vin momentele și circunstanțele dificile ale vieții, tu nu uita cine ești. Tu ești aleasa al lui Dumnezeu, tu ești alesul al lui Dumnezeu. La semafor, în momente de dificultate, în momente în care trebuie să tragi o concluzie, să iei o decizie, în momente în care ar trebui să te enervezi, nu uita cine ești. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți, nu uita că ești sfânt. Așa că sfinții nu vorbesc vulgar. Sfinții nu vorbesc cu două înțelesuri. Și prea iubiți, îmbrăcați-vă, că dacă sunteți desprăcați de ăstea, n-aveți nicio capacitate să fiți relevanți în societate. Îmbrăcați-vă, oameni buni. Când să ne îmbrăcăm? Păi îmbrăcați-vă înainte să vină necazul. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Uitați-vă partenerii în delungii răbdări, cu smerenie, cu plândețe. Și mai apoi, numai, luați ultima haină. Asta e haina care bate bine, dar în spate există altceva, există îndurare, există bunătate, există smerenie. Când îți vine să... Uh, da, se arăți tu că ești mai tare ca el, că ești mai tare decât ea, că ai tu ultimul cuvânt. Smerenie, hei! Smerenie! Apasă butonul smerenie. Ia moaie-te un pic. Revinoți. Nu poți să fii în lungă răbdătoare sau în delungă răbdător dacă nu ești merit. Uitați-vă ce spune 2 Tesaloniceni 1 cu 5, 3 cu 5, Domnul să vă îndrepte inime, inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Împracă-te cu Hristos. Hristos a fost răbdător? Da, a fost răbdător în necaz. A fost plin de iubire față de oamenii care nu-l pricepeau. Niciodată n-a reacționat pe baza instinctelor omenești, deși a fost om în toată puterea cuvântului partenerii răbdării, 1 Timotei 6 11, iar tu, om al lui Dumnezeu, la masculin sau la feminin, nu contează, fugi de aceste lucruri care sunt păcătoase și caută. Ce să căutăm, Sfinte Apostole? Caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Nu căuta numai răbdarea, că nu o să vină singură niciodată. Caută-le împreună. Și uită, prima dată caută neprihănirea, apoi evlavia, să ai credință, 2 Timotei 3 cu 10, tu însă ai urmărit îndeaproape, zice Sfântul Apostol Pavel. Eu nu doar că îți spun ce se faci tu, eu îți dau un exemplu prin viața mea proprie. M-ai văzut în cele mai dificile momente, m-ai văzut când m-au condamnat pe nedrept la moarte, m-ai văzut când eram în celula aceea din Roma, în închisoarea tine. m-ai văzut când nu aveam niciun motiv să stau acolo, m-ai văzut când aveam un și normal trebuia să fiu liber. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, dar n-a rămas la nivel teoretic, purtarea mea, hotărârea mea, nu m-am dat niciodată înapoi când era vorba de Evanghelie, credința mea și apoi, în lunga mea răbdare, dragostea mea. Și a fost nevoie unii să am doar răbdare și am avut, nu-i problemă. Ascultați ce spune Dumnezeu, Apocalipsa 2 cu 2 vorbește cu o biserică și implicit cu membrii acesteia, știu faptele tale, știu osteneala ta, răbdarea ta, și că nu poți să suferi pe cei ce zic că sunt apostoli și ai găsit mincinoși. Ești un om onest, corect. Apocalipsa 2 cu 3, știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu. Vedeți, răbdarea e la pachet cu suferința, nu se poate altfel. Dacă nu există suferință în viața ta personală, nu te aștepta să ai răbdare. Uitați-vă, Apocalipsa 2 cu 19, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă care sunt mai multe decât cele din tâi, partenerii răbdării. Sunt mulți alții, dar mai continuăm, trecem la trei, perfecțiunea răbdării. Asta înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Ascultați totuși casa lui David, strigă Isaia în 7 cu 13, nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe a lui Dumnezeu? Sunt oameni care îl obosesc pe Dumnezeu. Sunt oameni care continuu le spune Dumnezeu, fa asta, fa asta, fa asta, schimbă -s viața, transformă-te, fii un alt fel de om, fii un pic mai liniștit, fii un pic mai, mai gata să asculți în jurul tău și să acorzi iubire, dragoste. Și nici cum nu vrea. Și oamenii întind coarda răbdării lui Dumnezeu. Ieremia 15 cu 15 spune, nu mă lua după îndelunga ta răbdare, gândește-te că sufăr o cara din pricina ta. Profetul lacrimilor zice, Doamne, am senzația că voi fi dat de rușine și că ai ajuns la momentul în care și Tu te retragi și lovești din mine. Gândește-te, Doamne, că nu sunt aici pentru că am vrut să fiu important, ci sunt aici pentru că m-am expus să fiu profetul Tău. Roman 2 cu 4, ce am citit deja, sau disprețuiești Tu bogățiile bunătății, din nou, partenerii iubirii și a îndelungii răbdări, a și a îndelungii lui răbdări. Roman 9 cu 22, și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare aici, mă înfior. Niște vase ale mâniei. Ai grijă că răbdarea lui Dumnezeu are două fațade. Poate să fie pentru că Dumnezeu are un plan mântuitor cu tine și are cu toți. O să citim imediat: cu toți are un plan mântuitor. Dar dacă tu continuu lovești în bunătatea lui Dumnezeu, continuu contrazici planul lui Dumnezeu, Dumnezeu te suferă și are o mare răbdare, o răbdare multă, dar nu uita, asta e pentru mânie. Ferească Dumnezeu ca vreunul dintre noi să ajungă acolo. Evrei 6 cu 12, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Foarte mulți dintre noi ne-am obișnuit să spună neprigănirea vine prin credință, gata, atât. Nu, ai nevoie de răbdare. Evrei 6 cu 15 și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare a dobândit făgăduința. Sunt foarte mulți care spun, da, eu cred, mi-am predat viața Domnului. Să facă Dumnezeu o minune, să intervină Domnul, să vorbească Domnul, să își facă planurile repede, acum vreau. Și Domnul zice, da, știu că ai credință, mai ai nevoie de răbdare. Făgăduințele se vor împlini în viața ta dacă tu vei aștepta cu răbdare. Evrei 10 cu 36. Căci aveți nevoie de răbdare. Fără de răbdare nu se poate. Ca după ce au, ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Aveți nevoie de răbdare. Perfecțiunea răbdare, nu intrăm în detaliu, o să aveți oricum PowerPoint-ul. Puterea răbdării. Proverbe 25 cu 15. Prin răbdare se înduple un voievod. Uitați-vă, dacă Cineva merge la un împărat și îi spune, uite, trebuie să faci lucrul ăsta, trebuie să derulezi lucrul ăsta, trebuie să se întâmple lucrul ăsta în viața mea, trebuie să se întâmple lucrul ăsta în generația mea, în grupul meu, în familia mea. Nu se întâmplă dacă n-ai răbdare. Nu forța lucrurile. Și un voievod poate să fie efectiv înduplecat, să fie transformat în deciziile lui dacă ai răbdare. Luca 8 cu 15, sămânța care a căzut pe un pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul îl țin într-o inimă bună și curată, nu doar bună, și curată și fac roadă în răbdare. Este o putere în răbdare. Atunci când ai răbdare, rodești. Vedeți? Nimeni nu pune sămânța acum și zice gata, peste 20 de minute să vină, să apară, nu? Ai nevoie de un anotimp, poate două anotimpuri. Ai nevoie de răbdare. Când pui sămânța aceea, trebuie să moare. Există un proces. Nu ți aștepta ca lucrurile se întâmplă așa, bătând de palme. Trebuie să aștepți. Roata vine în urma răbdării. Luca 21 cu 19. Prin răbdarea voastră, extraordinar, o veți câștiga sufletele voastre. Vor veni momente în care dacă n-ai răbdare, pierzi sufletul. Știți că au fost oameni care și-au pierdut sufletul pentru că nu au avut răbdare? Pentru că repede le-au sărit pentru că repede au vrut să intervine Dumnezeu. Și unii au zis, dacă acum nu intervii, gata, am plecat. Și Domnul zice, care dintre voi doi, dintre noi doi, e Dumnezeu, tu sau eu? Cum adică îți permiți tu să-mi pui mie condiții? De ce nu mai ai răbdare? Vă amintiți de Saul? Vă amintiți de împăratul Saul care și-a ratat cariera spirituală, care s-a distrus, s-a autodistrus, pentru că n-a așteptat suficient, n-a avut răbdare. Domnul i-a zis prin profetul Samuel, vine lupta și n-ai voie să aduci jerfă, ești împărat. Oficiile de rege nu sunt compatibile cu jerifirea mielului. Nu se poate face asta. Și zice Biblia, m-am uitat la popor și am văzut că pleacă de lângă mine, am văzut toți factorii perturbatori, am văzut situații stresante, am zis gata, rămân singur. Am să spun ceva, chiar dacă în lupta credinței o să ajungi la un moment dat ca soră să rămâi singură în credința ta, care e biblică, nu te uita la altele. Nu te uita la alții. Nu te lăsa influențat de sistemul populismului și a mulțimilor care vor să-ți atragă privirile. Nu-ți pierde sufletul din cauza maselor de oameni, că toți fac asta, că toți își permit asta, că toți se duc pe drumul cu tare. Ai grijă, prin răbdarea ta îți vei câștiga sufletul. Arata totul? Știți că a venit profetul Samuel și a zis, de ce ai făcut asta? Dumnezeu te-a lepădat. Ce trist! Să fii chemat de Dumnezeu, să fii ales de Dumnezeu, să fi pe drumul lui Dumnezeu, să fii chemat dintre vase, să investească Dumnezeu în tine, nu puțin, ci mult, de cea mai înaltă calitate lucruri spirituale. Și pentru că n-ai răbdare, cel mai costa pe împăratul sau să mai aștepte încă 5 minute. Zice Biblia, pe când pregătea deja jerfa, la orizont a venit omul lui Dumnezeu. Așteaptă cu răbdare, nu te grăbi. Știți că sunt fete care și-au ratat viitorul pentru că s-au grăbit în măritiș? Nu au avut răbdare? Știți că sunt băieți care și-au ratat viitorul pentru că s-au grăbit în însurătoare? Nu te grăbi. Cine fuge după tine? Așteaptă. Nu te grăbi deloc. Aici nu e concurență, nu se zice Așteaptă. Stai la dispoziția lui Dumnezeu. Roman 5 cu 3. Ne bucurăm chiar și necazurile noastre că știm că necazul, altă putere a răbdării, aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce speranță. E o putere extraordinară când te uiți la lucrurile lui Dumnezeu, cum se derulează. Ia cu trei, ca unii care știți că încercarea credinței voastre, am repetat asta și sublinez din nou, lucrează, nu stă degeaba, lucrează în răbdare. Ia cuvântul cu patul, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi, nu pe jumătate, nu pe 90%, predați Domnului, și să nu duceți lipsă de nimic. Uitați-vă cum răbdarea te desăvârșește, te maturizează, te face să gândești diferit, ajungi într-o situație asemănătoare în viață. Nu ra rapid sar să spui o concluzie, te gândești înainte să spui o concluzie, de ce rumești lucrurile, te gândești dacă faci asta, ce se întâmplă în familia cu tare, dacă iau decizia asta, ce se întâmplă în neamul cu tare, dacă iau hotărârea asta, ce se întâmplă cu mine. Și raționezi și gândești și deciziile pripite nu le iei niciodată. Iacov 5 11, iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați auzit ce sfârșit, așa, asta e foarte important. Răbdarea are forță pentru că lucrează cu sfârșitul, nu cu prezentul. Lucrează cu efectul, nu cu cauza. Lucrează cu ceea ce se întâmplă în funcție de ceea ce faci tu acum. Răbdarea are face cu sfârșitul, te uiți la final, te interesează dacă ajungi să treci linia de sosire, dacă iei decizia cu tare și atunci mai rumegi odată. -i. Ce sfârșit a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Ce putere are răbdarea, dragii mei! Uitați-vă, Apocalipsa 1 cu 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, doar la necaz, nu. Necazul mare un partener la împărăție, adică la împărăția cerurilor și la răbdarea în Isus Hristos. Mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. Mă întreb, cum o să stăm noi lângă Sfântul Ioan în cer? Când pentru niște lucruri copilărești ne enervăm, când pentru niște lucruri slabe nu mai avem răbdare, avem senzația că trebuie să accelerăm obligatoriu. Acum trebuie să facem lucrul ăsta. Un bărbat a fost exilat pentru că avea foarte mare impact în generația lui. Istoria spune că mai întâi l-au aruncat într-un cazan cu lei încins și n-a murit. Unde mergea bărbatul să vorbească despre Isus? Oamenii se converteau în masă, în orice locație intra. Nu îi era rușine să vorbească despre Isus Hristos. Și au zis, pentru că omul ăsta are foarte mare influență și creștinismul, efectiv, ia fața istoriei, ne transformă Imperiul în oameni, mulți dintre ei convertiți, trebuie să-l izolăm, aruncați-l ca pe o cărpă. Și l-au exilat într-o insulă, insula știți foarte bine înconjurată de ape. Și au zis, nu, acum să vedem pe cine mai influențezi. Și zice Biblia, în ziua Domnului, eram în Duh. N-aveam telefon, n-aveam prieteni. Nu mai era nimeni cu mine. Parcă ceasul lui Dumnezeu s-a dat pe secundar înapoi. Nu mai mergea înainte. Unde ești Dumnezeule? Isuse, pe pieptul căruia am stat și ți-am simțit bătăile inimii la cină. Unde ești? În ziua Domnului eram în Duh. De parcă cerul zicea Ioane, mai ai nevoie de răbdare. Sunt fratele vostru părtași cu voi la necaz dar nu doar la necaz. Fără împărăția, e nevoie de răbdare. Eu am cu 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, altă putere răbdării finală. Te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină pe tot pământul, peste lumea întreagă, ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Ai păzit cuvântul răbdării? Ai avut răbdare în lucruri copilărești, trecătoare? Nu te-ai înervat? Ai stat liniștit? Ai stat la timpul tău, la vremea ta? Mi-ai păzit cuvântul meu care era un cuvânt al răbdării mele. Uită că și eu te voi păzi, a zis Domnul. fiți să fie în numele Domnului. Pericolul răbdării este să-ți pierzi. Să-ți pierzi răbdarea. Este un pericol foarte mare. Uitați-vă că poporul ăsta a umblat cu Dumnezeu cea mai mare parte a drumului. Și când erau gata-gata să treacă dincolo de porțile erihonului, când în mâinile lor trebuia să primească cananul pe gratis, pomi nestădiți, dar fructiferi foarte bine, fără omis, fără nimic, foarte. Locul unde curge lapte și miere, când erau gata să intre, mai aveau de făcut câțiva pași și au pierdut răbdarea și au ratat intrarea. Iacov 5,7 spune, fiți dar îndelung răbdător, când trebuie să ni se termine răbdarea? Fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul, cum spuneam, deja așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și trezie. Nu comentează. Nu zice, Doamne, Dumnezeu nu-mi-a dat ploaia mai repede. Așteaptă. Așteaptă. Este o vreme pentru ploaie. Este o vreme pentru ploaie timpurie și există o vreme pentru ploaie târzie. Nu încerca tu să faci ceasul lui Dumnezeu. Iar reglează tu viața ta și secundarul și minutarul și ceasul vieții tale după ceasul lui Dumnezeu. unul pentru doi cu 20, în adevăr. Ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți că ați făcut rău? Dacă încalci o lege circulației și zia carnetul poliția, nu zic nimeni, am ei, bineînțeles, dar cine e vinovat pentru azi? Primește o palmă, de-ți dă trei luni, te văd eu. Nu-ți doresc. Înțelegi ce zic? Dar asta nu-i fală, să nu mai zici la nimeni că e rușine. Maxim să zici, uite, am greșit că S te merești. Nivelul ridicat spiritual este următorul. Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Este un pericol să suferi și să rap suferind pe drept. Este lucru manual. E lucru manual. Dacă ți-ai permis să greșești, asumă responsabilitatea și fii un om asumat. Nu mai da vina pe alții. Recunoaște, uite, da, am făcut asta, pentru asta plătesc asta. Nu totdeauna alții sunt vinovați. Că nu o să înțelegi nimic din problemele tale pe care le ai. Și nu o să pricep niciodată acest farmec al răbdării. Și niciodată nu o să fie, niciodată nu o să fie corectă viață. Întotdeauna alții sunt vinovați. Păi el trece pe roșu și vine la poliția, nu? Mă înțelegeți? Cine te pus să fii în trafic, zice unul? Pe păi cum adică, prietene? toate cu trecut pe roșu, nu poliția? Dau un exemplu copilăresc ca să pricepeți ce zic. Dacă minți, nu te mira că nu-ți lucrurile bine. Dacă mai înjuri după botez, nu te mira. Dacă mai, dacă mai, reglează problema. Bucalării 14 cu 12 spune aici este rătarea sfinților. Care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Sunt nivelul adevărat spiritual. Să te uiți la Sfinții lui Dumnezeu, să zici, Doamne, vreau să fiu ca ei. Pilde de răbdare. Frații mei, luați ca pilde de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Cine vrea să fie ca elie? Hmm? Pe muntele Carmel, toți vrem. Dacă trebuie să te retragi din familie că ești dat cu urmărire generală și interpolul pe tine și trebuie să te așezi lângă un părâu mic numit Gherit. Și trebuie să ai o comunicare directă cu Dumnezeu în care Domnul spune vezi că îți trimit la ora exactă corbii mei, nu greșesc ceasul, nici coordonatele GPS și îți dau de mâncare. Și ce faci când seacă ia părâu? Au avut răbdare? Păi adu -te la sărepta Sidonului, du-te acolo la o văduvă, că am vorbit cu ea direct, să te hrănească. Mai vrei să fii așa? Pe păi când umblă după tine Izabela și e gata, gata să te omoare și intră în tine un gând că mori și că se distruge totul și că nu mai ești mai bun decât părinții tăi, mai vrei să fii ca Elie? Răbdare! Răbdare! Doamne, strig, zice Ieremia, capitolul 9, versetul 1, vai de mi-ar fi capul plin de apă, să n-am nici neuron, nimica, numai apă, să plâng continuu pentru starea degradantă acestui popor, josnică, ori de câte ori trebuie să strig spre poporul acesta din partea ta, nu, trebuie, nu poți să strică altceva decât silnicie, abuz, violență, imoralitate, răutate, fărțărnicie, falsitate, șmecherii, ritual. Așa că cuvântul tău, Doamne, zice profetul Iremia, nu mi-aduce decât ochi care se uită urât la mine, nervoși, comentarii pe internet, hate vorba voastră, răutate, ranchiună, resentimente. De ce, Doamne? Mai răbdă un pic. Mai rapid un pic. Cazul lui Ezechiel nu pot să vi-l spun că mă fior. Pentru că să-ți dai seama la ce nivel au ajuns poporul meu, a zis Dumnezeu că Ezechiel. Să știi că o să-ți iau cea mai dragă ființă din viața ta. Și n-ai voie să te bocești deloc. Lăptare. N-am voie să plâng, Doamne? N-ai voie să plângi. Pe cum n-ai voie să plâng? E nevasta mea. Dimineața am vorbit, zice Ezechiel, și seara mi-a murit nevastă. De ce? Răbdare. Uitați-vă la proroci. Omorâți între tindă și altar. Ironizați, bajucoriți. Familii lor omorite. Răbdare. Răbdare. Iacov cum cu Iată, noi suntem fericiți și noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu despre răbdarea lui Iov, cea înfiori, te uiți la proprietăți, voi care sunteți într-o perioadă în care vă doriți un viitor strălucit, să aveți o mașină, o casă, un loc, omul ăsta are case și întreg, este unul dintre cei mai mari businessmen din firă săritului, are 10 prunci, o soție loială, proprietăți, business, angajați și într-o singură zi totul se face praf. Unde ești Dumnezeule? Și eu zice, gol am ieșit din pântecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Parcă cerul striga Vreau să-ți construiesc răbdarea. Vreau să te fac model pentru toate națiunile pământului și pentru toate epocile istorice. Vreau să se uite și cei din Betania, din România, din diaspora română, la răbdarea ta. Și după ce 39 de capitole, 40, 41, ești într-o stare de nesiguranță. După ce șapte zile prietenii tăi cei mai apropiați, cei mai intim stau și n-au niciun cuvânt să spună pe buze, tac din gură, o, oh, te-ar fi tăcut totdeauna, mai bine era. S-o trezi și să vorbească, cum vorbește de câte un. Lasă că știu eu, de ce, domnul? Lasă că știu eu. Vezi, uh -huh. Vezi de treabă. Vezi de treabă că la urmă trebuie să se roage pentru tine. Ai grijă. Și dacă nu se roagă pentru tine, n-ai nicio șansă. În ultimul capitol zice Iov, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi scârbă din mine și mă pucăiesc în sac și în Domnul 39, 40, 41 de capitole construiește în Iov răbdare. Unde ai fost tu, Iov, când? Unde ai fost tu, Iov, când? Cum vorbesc eu cu Leviatanul? Cum comunic eu cu soarele? Cum transmit eu? Cum se mișcă planeta? Ce se întâmplă? Unde ai fost tu când stelele dimineții îi spuneau în de laudă? Iov! Stai un pic să vedem cine e suveran în istorie. Mai ai puțină răbdare. La final, zice Biblia, Dumnezeu i-a dat tot în materie de familie. Aceleași număr de copii, același număr de fete și de băieți. Averile a dublat dar copiii nu, că familia e unică. Mai e puțină răbdare. dați vă ce spune Biblia 1 Timotei 1 cu 16. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tăi toată îndelunga lui răbdare ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Vă vi invit să vă ridicați. Știu că sunteți la început de viață și știu că nu vi se potrivește să vă placă ideea asta de răbdare. În timp ce ai ochii închiși, meditează la câteva întrebări pe care vreau să ți le pun, așa de la inimă la inimă. Ai avut vreodată un moment în viață în care ai zis, Doamne, de prea multă vreme aștept. Doamne, nu, nu funcționează lucrurile cum am vrut. Nu știu dacă mai ești în controlul vieții mele, nu știu dacă îți mai pasă de mine, nu știu dacă mai e ceva cu mine, nu știu dacă mai e ceva bun cu viața mea. Și Domnul oarecum zâmbea un zâmbet sfânt și zicea, te iubesc. Iubirea mea ar trebui să-ți fie suficientă. Te iubesc că ți-am mai dat în soare. cum spunea deja Emanuel, încă ai văzut cu ochii tăi. Alții nu văd. Alții nu pot să vadă deloc. Îți iubesc și răbdarea mea, vreau să-ți vorbească într-un mod personal. Eu te iubesc așa de mult mai mult decât poți să-ți imaginezi. Iubirea mea trece dincolo de orice rațiune umană. Te iubesc. Și să știi că te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrezi bunătatea mea. Dacă ți-aș fi făcut după păcatele tale, după nerăbdarea ta, după IFOSele tale, după nervii tăi, după programa ta, după ceasul tău, oh, dacă ne-ar fi ascultat Domnul toate rugăciunile și nu ne-ar fi învățat ce înseamnă nerăbdarea, cei mai mulți dintre noi în seara asta nu eram aici. Domnul a construit un noi un caracter a vrut să creeze niște piloni ai răbdării, a vrut să ne arate care sunt partenerii răbdării, a vrut să arate perfecțiunea răbdării care este în Isus Hristos, în Dumnezeu Tatăl și în Duhul Sfânt, a vrut să meargă mai departe și să ne arate puterea răbdării, a trecut mai departe și a venit aproape de noi și a zis, ai grijă, nu-ți pierde răbdarea, nu cumva să determini Trinitatea să fie într-o răbdare care să construiască în sens negativ ziua tale. Folosește răbdarea Lui Dumnezeu pentru mântuirea ta personală. Și nu uita, vreau să-ți dau niște modele. Uită-te la Iov. Când ajungi să legalezi răbdarea Lui, atunci încă poți să mai treci mai departe pentru că ajungi la Isus modelul perfect pentru răbdare. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, iartă-mă, iartă-mă pentru momentele în care n-am avut răbdare, n-am avut răbdare față de ai mei, n-am avut răbdare față de cei din jurul meu, n-am avut răbdare față de planurile tale, Doamne, M am uitat la ele și am zis, Doamne, sunt așa încurcate, sunt așa întortocheate, sunt așa încălcite, sunt ca niște lițe de, alea de curent care sunt strâns între ele și au noduri peste noduri să ai răbdare. Să-i spui Domnului, Doamne, ajută-mă să fiu răbdător. Ajută-mă să am pace, să am dragoste. Ajută-mă să aștept vremea ta. Ajută-mă, Doamne, să merg pe drumul tău. Nu mă lăsa niciodată. Construiește în mine răbdarea. Chiar dacă trebuie să vină necazuri, chiar dacă trebuie să citesc mai multă scriptură și chiar dacă suferința prezinte în str peste viața mea. Chiar dacă uneori mi-arunci stopuri, Doamne, o să văd mai încolo că toate stopurile tale au creat în mine un plan perfect care nu era al meu. Îți mulțumesc că nu m-ai ascultat cum am vrut eu, ce ai vrut să faci, cum ai vrut tu cel mai bine și perfect. roagă te Domnului și spune, Doamne, construiește mi mine răbdarea, chiar dacă plâng, chiar dacă pierd, chiar dacă voi fi bajocorit sau bajocorită, chiar dacă oamenii nu vor pricepe ce se întâmplă în viața mea și vor spune, mă, ce cu tine? ce cu tine, de fată? Tu rămâi de partea lui Dumnezeu rămâi lângă Domnul și nu ceda în lupta asta spirituală. Mergi înainte, Dumnezeu construiește răbdare în viața ta, Dumnezeu construiește lungă răbdare, Dumnezeu te duce la răbdarea sfinților și nu uita, fiecare moment de răbdare va avea răsplată, va avea parte de biruința lui Hristos. Haideți să ne rugăm cu toți. Suntem, Doamne, înaintea prezenței tale.